Scripturile, apărarea noastră. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Evrei, capitolul 1, cu versetul 14. Atâta timp cât poporul lui Dumnezeu își menține loialitatea față de El și se prinde de Iisus prin credință vie, El se află sub protecția îngerilor cerești, iar lui Satana nu-i se va îngădui să-și manifeste măiestria diavolească asupra lor ca să-i nimicească. Dar cei care se despart de Hristos prin păcat sunt în mare primejdie. Satana este acum preocupat cu mai multă sârguință decât oricând mai înainte să amăgească sufletele. Dacă nu stăm de veche continuu, vom sădi în inimile noastre mândrie, egoism, dragoste de lume și multe alte trăsături rele. El va folosi orice născocire posibilă pentru a zdruncina credința în Dumnezeu și în adevărul cuvântului Lui. Dacă nu avem o experiență profundă în lucrurile lui Dumnezeu, dacă nu avem o cunoaștere temeinică a cuvântului Lui, vom fi înșelați spre ruina noastră de rătăcirile și sofistăriile dușmanului. Învățături false vor submina temelia multora, deoarece ei nu au învățat să deosebească adevărul de neadevăr. Singura noastră apărare împotriva și retlicurilor lui Satana este să studiem scripturile cu surguință pentru a avea o înțelegere clară a motivelor credinței noastre și pentru a ne îndeplini orice datorie cunoscută. Îngăduirea unui singur păcat cunoscut va cauza slăbiciune și întunecime și ne va expune ispitelor cumplite. Deschidem noi ușa inimii pentru Iisus și închidem orice cale de intrare pentru Satana? Obținem în fiecare zi lumină mai clară, putere mai multă ca să putem sta în neprihănirea lui Hristos? Ne golim inimile de orice egoism și le curățim pregătindu-ne pentru a primi ploaia târzie din cer? Lucrarea de biruință este o lucrare măreață. Ne vom apuca de ea cu energie și perseverență? Dacă nu facem așa, hainele noastre mânjite nu vor fi îndepărtate de la noi. Nu trebuie să ne așteptăm ca acestea să fie smulse cu violență de pe noi. Trebuie mai întâi să arătăm o dorință de a scăpa de ele, să căutăm să depărtăm păcatul de noi, sprijinindu-ne pe meritele sângelui lui Hristos. Apoi, în ziua necazului, când dușmanul ne apasă, vom umbla împreună cu îngerii. Amin.